Ai și trambulină și casă în copac, ai tot ce poți să-ți dorești aici. Bă, Luca, ai auzit? Ce s-aud, bă, Ana? Ce s-aud? Eu mă uitam aici la Luca, Luca, ne-a nebunit cu mărciul lui. Cred că a venit poștașul. Du-te și tu și verifică, te rog, că vreau să văd despre ce e vorba aici. Mă duc să mă uit, hai, du-te tu. Bă, ce vrei, bă, cu mărciul tău de pe lucalu.ro? Mi-am comandat și eu, trebuie să vină mâine, nu mai... Doamne, bă, cât vorbește omul ăsta de lucalu.ro, n-am văzut așa ceva. Deci, ok, am înțeles, e primul link din descriere și sunt niște modele chiar foarte tare, ok? Dar o să-mi iau și eu, adică trebuie să-mi vină mâine. Ce s-a întâmplat, Ana? Ce era în poștă? Era ceva important, gata, terminat în sfârșit și Luca Luca ăsta cu mărciul lui că ne-a nebunit. Am primit o scrisoare, ci că e pentru mine. Păi, și vezi și tu despre ce e vorba acolo, ce zice, dar mi-este frică să... De ce ți-e frică să... Că mereu când am primit, Doamne, hai, Ana, dă-o încoace, hai, ți-e frică să citești o scrisoare, ce poate să fie atât de rău? Uite, începe foarte frumos, dragă Ana, uite ce frumos începe, eu și bunicii tale ne tare dor de tine, oh, vezi, le dor de tine, Ana, e foarte, foarte drăguț, sunt bunicii tăi, vezi, deci nu e, n-are ce să fie rău. Ok, nu ne-ai mai vizitat de mult și nu știm cât timp mai avem, ok. Da, s-ar putea să nu fie cea mai fericită scrisoare. Da, îmi pare rău. Bă, da, chiar că nu erau gen bunicii tăi, nu aveau casa asta înainte, gen, și ți-au lăsat toți în moștenire, că gen muriseră sau... erau din partea lui... Ok, ok, și ăștia sunt gen ceilalți bunici. Am înțeles, ok, 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 am înțeles, bun. Da, deci aici nu pare că e de bine, pentru că zic că nu știm cât timp mai avem. Ar fi drăguț să ne vizitezi cât mai curând. Oricum ție îți lăsăm moștenire, casa noastră după moarte, dar tare mult ne-ar plăcea să te mai vedem. Cu drag, bunicu. Ok. Bă, asta e puțin trist, că zic că mai au puțin, dar gen toată lumea la o vârstă, cred că... Da, mă rog, ok, hai să ne gândim la chestii, la chestii nașpa. Dorești să mergi cu mine? Bă, sincer, nu știu că aveam ceva mai bun de făcut astăzi, habar n-am, dar stau departe bunicii tăi de aici sau unde e casa asta, gen de al lor, unde stau ei? Păi, la 30 de minute distanță? Bă, hai că nu e așa rău, nu e așa rău. Uite, ține scrisoarea și învață să fii bărbat sau, mă rog, femeie, bărbat, ce ești tu. Nu contează, trebuie să citești singură astea, scrisorile și chestiile. Lăsăm pe Dragoș acasă. Dragoșe, dacă mai faci pe jos, deci jur că eu nu mai strâng după tine. Ana, te-ai plâns că e câine tău, că tu-l iubești, că nu știu ce, strângi după el dacă mai face. Băi, Dragoșe, uite-te în ochii mei. Gata, deci nu pe covorul pe care am dat 200 de lei. Covorul ăsta costă mai mult decât am dat pe tine, gen. Costă mai mult decât tine. Ursul ăsta împăiat de pe jos, covorul ăsta e mai scump decât tine, mă înțelegi? Ok, hai să lăsăm în pace. Bun, hai să vedem, Ana, ok. Trebuie să luăm ceva, nu vrei să le ducem ceva? Nu știu, avem ceva de... Da, avem numai cola. Bunicii tăi beau cola, că gen altceva n-avem ce să le ducem. Ce, le duci ciocolată din asta din vântura în ciocolată? Ok, stai așa să văd dacă avem... Băcar să nu mergi noi cu mâna. Ia uite, bă, avem numai apă. Da, cred că o să iau cola asta și o să o beau eu pe drum. Habar n-am, ok? Hai să mergem să vedem care e faza, Dragoșe. Nu, știi ceva? Mi-e frică cu tine. Ia dă-l, bă, afară. Dă-l afară, nu. Nu, știi ceva, Ana? Lasă că nu o să pățească. Bă, lasă-mă că nu neapărat de hoți, neapărat din curte, lasă că nu pățește nimic dacă stă. Bă, a făcut pe jos aseară, eu nu-l mai las în casă. Lasă-mă să ies cu el afară, gata. Bă, lasă-mă, bă. Hai, ți-ai pus centura, suntem gata de drum. Hai, Ana, let's go. O drumeție așa, mergem în aventuri. Asta mai ardea mie, să merg la bunici tăi. Bă, dar știi ceva? De ce nu? Adică am pus locația. Mamă, dar orașul ăsta e prea complicat să ieși din el. N-ai cum să ieși din orașul ăsta. E mult, mult prea complicat. Unde? Uite și tu unde am ajuns. Na, unde mă bagă, mă, GPS? Doamne ferește. Ai stricat. Bă, lasă-mă, mă, că... Bă, lasă-mă că mă descurc, ok? Fii atentă că o luăm pe aici și ieșim pe acolo și știu eu. Stai așa un pic. Bă, Ana, scuze că a trebuit să ne oprim, dar am zis neapărat că trebuie să-mi iau și eu un costum, că nu puteam așa să-i întâlnesc pe bunicii tăi, așa, știi, îmbrăcat normal. Adică, mă înțelegi, trebuie să dau și o impresie bună, nu e problemă. E, așa, ca să fiu sigur, bă, ca să nu fie... Na, poate ziceau ceva de mine, că... Uite, Luca, ce? Asta-i căsuța? Doamne, mi-e rău. Bă, ce-i ăsta, mă, conac? Oh my god, ce bă asta, Ana? Păi, edita mai casa, căsoiul. Asta nu e o căsuță? Doamne, mamă, ce mișto e aici. Ok, și... ăștia-s bunicii tăi, Ana? Sărmâna? Bună ziua? Ce faceți, bunica? Da,
bună, sunt și eu aici și sunt îmbrăcat foarte serios pentru un motiv sau altul. Ana, draga mea, mi-a fost așa dor de tine, ce drăguț. Uite, bă, Ana, le-a fost dor de tine. Da, eu sunt prietenul Anei. Sunt prietenul ei și gen stăm în aceeași casă, nu știu dacă vă pasă. Cred că se uită gen la tine, cred că nu interesează așa mult de mine gen. Ana, draga mea, ce dor mi-a fost de tine, ce mare te-ai făcut, auzi și ce bunicu, bă, s-a făcut mare, cred că avea hanoracul ăsta și când era mică, păi ea nu, ziceți voi, dar n-avea, cred că a avut hanoracul ăsta din copilărie, de la l-a primit la botez. Cine este acest tânăr burger, este iubitul tău? Nu? De ce zice lumea asta? Nu, sunt, da, exact. Sunt prietenul Anei, cel mai bun, puteți să vă uitați și la mine, voiam să fac și o cunoștință, așa, mulțumesc. Deci eu sunt Luca, prietenul Anei, cel mai bun și gen, sunt un burger și stăm în aceeași casă și, uite că deja se înserează, hai să mergem toți înăuntru să bem o pâine sau ceva. Haideți toată lumea. Mamă, bă, Ana, dar bunicii tăi chiar au o casă foarte frumoasă. Uite pisica. Doamne, ce motănel. Foarte, foarte bătrân, cred. Ok. Chiar să știți că chiar îmi face plăcere să fiu aici. Deci vă spun cel mai sincer posibil. Arată-i prietenului tău casa. Auzi, Ana, să-mi arăți casa, ce zice bunica ta. Puteți sta la noi peste noapte, că oricum dormim pe canapea amândoi. Ok. Da, foarte, foarte tare. Chiar mă bucur că m-a primit și pe mine. Stai așa un pic, că cred că vrea și bunicul tău să zică. Chiar par de treabă Luca Burgeru. Bă, mulțumesc, bunicule. Chiar îți mulțumesc foarte mult. Ia uite, bana, chiar e mișto să ai bunici în Minecraft. Eu nu am bunici în Minecraft, dar chiar e foarte tare. Hai la mine în cameră să vezi. Da, noi o să mai mergem atunci pe aici. Ne mai vedem prin casă, cred. Da, ok, băi, deci, Ana, zic sincer, mereu interacțiunile cu bunici sau părinți chiar mă fac să mă simt foarte incomod. Deci chiar mi-e frică așa. Ești gata? Da, sunt gata. Unde, ce? Asta e camera ta de când erai... Oh! Wow! Asta e camera ta de când erai mică? Mamă, ce tare! Deci stai tu aici, ai copilărit? Până la urmă, că nu mai știu, mi-ai spus parcă sau... Deci aici ai copilărit tu, wow, și ai bibliotecă, bă, ce ta... Ana? Nu cred, bă, nu cred, ai teren de fotbal, no way, nu cred așa ceva. Deci așa ceva nu cred. Deci eu, bă, deci ai teren în curte de fotbal, deci faci mișto de mine. Asta e cea mai șmecheră casă pe care am văzut-o vreodată și leagăn. Doamne, bă, cât de mișto e. Bă, deci casa asta e... Ce casă, bă, că e Dita mai conacu, bă, Ana. Wow, deci chiar e tare. Nu am cuvinte de spus. Uite, hai cu mine. Ok, și ce... Mamă, ce e asta aici? Aici poți dormi tu. E și camera musafirilor. Ce e aici? Mamă, dar cred că aveți multe camere aici, gen. Ia uite, încă o cameră aici. Sau ce? Asta e baia, scuzați. Mamă, și baia arată... Mamă, apa asta... Trebuie clătită chiuveta asta, nu știu ce se întâmplă aici, am înțeles. Da, băi, să le mulțumești bunicilor tăi că m-au primit, adică chiar... Mamă, bă, câte camere ai! Bă, Ana, tu, ce casă e asta, că e Dita mai... Vila asta, doamne, și mai e încă un etaj! Nu, o faci mișto de mine, ce se întâmplă, bă, aici? Aoleu, stai așa, mai e cameră? Mamă, stai așa, că nu mai înțeleg nimic, Ana. Încă o cameră, iau, doamne... Deci eu nu mai înțeleg, ai la camere, dar poți să dormi oriunde, poți să dormi și pe jos. E util pe ăsta, ce cap are. Ok, bă, e tare rău de tot. Bă, Ana, dar eu sincer sunt cam obosit, nu știu ce să spun. Am văzut, aici ai și mai multe chestii, dar eu chiar aș băga un somn, gen. Ai cinema încă? Bă, ce? De ce nu ne-am mutat aici, gen? Deci, de fapt, aici încă stau bunicii tăi. Aici ne uităm toți, wow, toată familia, ne uităm la filme. Mamă, ce tare. Aici ai de-asta de depozitare. Sac de box. Bă, ce se întâmplă aici? No, e... Mamă, ce tare e statuia asta nouă. Deci, Ana, casa asta e mult prea șmecheră, n-am ce spune. Dar eu, sincer, sunt super, super obosit. Și chiar aș vrea să bag un somn. Eu zic sincer. Mamă, și balcon. Wow, cum se vede totul de aici. Uite, vecinii nu dorm la ora asta, ești nebun? Doamne, bă, ce... Bă, ai gândat și pe casa, Ana. Ai gândat și pe casa, nu știu de tine. Dar, mamă, nu se dorme la ora asta. A, numai bunicii tăi cred că se culcă, bunicii tăi și eu, că și eu ce mai sunt bătrân așa și... Da, încuie-mă pe balcon, sigur, poți să faci chestia asta.
Ok, Ana, și atunci merge și noi la somn, că eu chiar sunt super, super obosit, sincer. Dacă ești că, băi, eu chiar sunt obosit, păi eu am dormit până aici, am avut treabă în prima parte a zilei, după aia ai zis că hai să... Mă, mă, uită încă o pisică, ești nebun? Mă, câte pisici aveți? What? De ce e așa rapidă pisica asta? Avem 4. Mamă, mamă, câte pisici aveți pe aici. Ok, deci unde ai zis că poți să dormi? Nu în camera asta, mamă, câte camere. Cine mai stă aici, verișorii tăi? Ce e pe aici? Ca o mie de camere, nu mai înțeleg nimic. A, aici ai zis, ok, ok, am înțeles. Bă, Ana, atunci cred că ne auzim mâine. Pentru că eu o să mă culc, că sunt super, super obosit. Și mâine vreau să-mi arăți restul casei, dacă se poate. Uite ce tablouri, da, bă, da. Chiar sunt mișto, chiar sunt foarte mișto decorate toate. Camerele, gen, sunt super mișto decorate și așa, și aici ai iar un gemuleț, foarte șmecher, Ana, hai, hai, te pot vorbi mâine, noapte bună, pa, Ana, hai, ne auzim mâine, mâine e o zi foarte lungă, auzi ce-mi zice Ana, dar mâine ne întoarcem acasă, că să știi că mai am și-o treburi de făcut, adică stăm aici ziua și până seara să ne întoarcem și noi acasă mâine, gen, hai, noapte bună, Ana. Doamne, bă, ce casă are Ana. Bă, dacă aș fi știut că are bunici bogați, ia uite, bă, nu ne trimiteau și nouă niște bani sau ceva. Ia uite, bă, și patul ăsta e chiar comod. Bă, aș putea să mă obișnuiesc aici să dorm la bunicul și bunica. Ia să mai venim noi în vizită. Băi, ce bine am dormit în patul ăsta, deci trebuie să-i spun Anei că trebuie să ne luăm un pat din ăsta acasă la noi neapărat, că e prea, bă, e prea bun. Chiar dacă arată așa simplu, doamne, e cea mai bună chestie. Deci, efectiv, ce faci, pana? Nu te-ai trezit? Ia uite-o, pana. Bă, și aici dorm, bă, ce faci, mana, de stai în pat la ora asta. Acum a venit dimineața. Trebuie să ne trăim și noi viața. Să-mi arăți pe aici că sunt prea curios. Deci m-ai lăsat așa. Mama, ai piscină. Nu pot să cred. Nici măcar n-am văzut piscina când am venit ieri. Efectiv, nici măcar n-am văzut-o. Mamă. Hai să mergem să vedem ce fac bunicii tăi. Deci, efectiv, doamne, abia aștept să văd, să mai văd chestii pe aici. Ieri eram prea obosit, sincer. Mi-a arătat tu prin casă, dar nu prea am înțeles mare chestie. Dar, bă, nu mă împinge, mă, pe scări. Nu știu că e periculos. Bunicii tăi ce fac? S-au trezit oare? Crezi că s-au trezit? Du-te tu prima, că mi-e rușine așa. Sunt în camera aici. Hai, du-te tu. Ia, tot aici sunteți. Neața, bună dimineața. Ce faceți? Cum sunteți? Copiii, eu și bunicul Anei suntem prea obosiți să mai facem chestii prin casă astăzi. Ieri am avut de muncă în grădină și astăzi o să stăm să ne odihnim. Dar v-am pregătit de ieri un tort în bucătărie. Bă, îmi plac torturile, Ana. Ok, am uitat să vă zic de el. În rest, mai aveți snack-uri prin bucătărie, serviți-vă. Noi o să stăm aici. Ok, ok, eu doar am vrut să-mi văd nepoata, acum pot sta liniștit să dorm. Ok, bunicule, asta sună destul de corect, gen, așa mai fac și ei. Ok, nu e ceva wow, am înțeles. Ok, ok. Bun, mamă, tort! Mamă, ce bun e! Mamă, ok, ok. Bă, vezi că a fost mai bun decât ce avem noi pe la noi prin oraș. Hai că s-a dus, e bun, rău. Bă, vezi că n-am putut să mă abțin să nu mănânc, ești nebun, chiar a fost super, super bun. Păi și pe aici mai avem și ceva de mâncare, alo, pe aici mai, nu, doar tort? Te-am înnebunit cu mâncarea? Păi mai voiam și eu ceva de... Nu mai e nimic pe aici de mâncare, gen. Uite, bana, că am găsit snack-urile alea de ziceau bunicii tăi. Deci au lapte și cookies. Mamă, ce plafuri securile. Ia că iau și eu câteva. Sper că nu se supără sau ceva, nu? Că au zis că e ok, gen. Mamă, ce bune sunt, bă, sunt așa. Bă, vezi că astea sunt făcute în casă, efectiv, că sunt chiar bune. Mamă, am băut o găleată de lapte, Ana, efectiv. Ce dor îmi era să mănânc, mamă. Deci Ana era dor să mănânce, nu la bunicii, gen. Ți era dor să mănânce așa, orice. Ia, uite, bă, ce nepoată. Cu nepoți ca tine nu le mai trebuie dușmani bunicilor tăi, ești nebun. Ia, mana, cea, mamă, nu pot să cred că ai de asta de... Mamă, e de asta de plantat? Wow, nu cred. Cum se numește asta? E seră sau cum se numește? Wow, ce mișto! Și grădină! Mamă, bă, deci bunicii tăi chiar sunt muncitori, ești nebun înseamnă. Wow, stai așa să plantăm înapoi, să nu mănâncă un morcov. Ia, mamă, se simte că e de la de țară, ești nebun. Wow, nu de astea din comerț ca la noi. Știi cum se spune? Ia uite piscina! Bă, tu ai sărit așa iusul la costum, Ana! Eu am uitat să mai dau costumul jos, iau rămâna la... E, știi ceva? Sar așa, ești de... Wow, let's go! Sar așa direct cu costumul. Mamă, ce șmecher e pe aici, Ana! Băi, deci chiar nu pot să cred, frate, ce casă aveai și nu mi-ai spus niciodată de casa asta. Așa ne ștergem și noi pe prosoapele astea pe aici, nici nu mai contează. Ia uite, mama are de-astea de albinuțe. Mă, dar câte au, mă, bunicii tăi? What, ai casă în copac, faci mișto de mine? Și terenul de fotbal de l-am văzut? No, deci trebuie, știi că trebuie să-i dăm, trebuie să-i dăm una. Stai așa, lasă-o pe mijloc, lasă-o pe mijloc, stai așa. Cred că e pe mijloc cât de cât, ok. Hai, din poartă începem, 3,
2, 1 și hai să te văd. Hai să te văd. Hai, dă-o cu mine, Ana, dă-o cu mine. Nu. Stai așa că ia. Aproape ai scos-o, dar stai că avem gardul ăsta. Hai. Oh! Mamă, nu scoate. Nu! Mamă. Bă, ce știe? Bă, vezi că ai mai învățat. Ai scos-o, out. Stai așa să bat eu out-ul, cum s-ar spune. Hai, 3, 2, 1 și gata, hai. Hai, let's go. Ți-am dat craci, Ana, aproape să-ți dau gol. Bă, m-ai învățat, Ana, fotbal. Hai, dă-i tu. Am dat-o eu în afară, hai să te văd. Ia, am bătut-o și... Mamă, cum a dat-o? Nu cred. Bă, m-a bătut la... Du-te, bă, de aici, nu cred așa ceva că m-ai bătut la fotbal. Bravo, mă, Ana. Bravo, n-am ce spune. Ia uite, leagăn. What? Avem leagăn, efectiv, dar cred că e cam vechiuț, că nu prea se mișcă cu mine. Sau sunt eu prea gras, nu știu care e faza. Mamă, câte chestii șmechere, ai trambulină. Bro, nu cred așa ceva. Deci nu-mi vine să cred că ai o casă atât de... Mamă, ți-am rupt capul. Bă, nu cred că ai o casă așa șmecheră. Bă, avem de toate aici, efectiv. Bă, și casă în copac. Faci mișto de mine, Ana. Deci, bă, ai și trambulină și casă în copac. Ai tot ce poți să-ți dorești aici. Bă, deci nu pot să cred. Te-ai dus fără mine, bă. Lasă-mă că eu încă procesam că tu ai casă în copac. Deci, efectiv, nu-mi vine să cred. Bă, deci mereu vedeam în desene și voiam și eu așa ceva. Deci nu pot să cred. Și vrei să vezi ce? Unde mă ascundeam? Ia, unde te ascundeai tu? La ascunselea. Ia, unde se ducea mana la ascunselea? Mamă, ce bă aici? Cu ce jucai bă tu ascunselea aici? What? Mamă, ce șmecher cu verișorii mei. Ok. Bă, cât de tare. Mi-am găsit când să vin la costum. Ia uite unde m-am dus, Ana. Păi chiar că nu te mai găsea nimeni aici. Lol, cât de mișto e. Bă, e prea tare, bă, Ana, n-ai ce-i spune, deci e mult jos, ca să-ți mai arăt, stai așa că vine acum. Ulu, stai că-mi rup capul, hai, gata, hai jos. Bă, ce tare, nu cred. Mamă, și aici mai un leagăn. Wow, du-te, bă, de aici, nu vine să cred, e prea tare locul ăsta, deci n-ai cum. A, ăsta l-am văzut, leagănul? Cred că l-am văzut când am urcat, nu? Hai după mine, ia, hai, ce mai arăt. Nu cred, mamă, poți să iei așa prin copac pe aici. Lol, bă, e prea tare. Mamă, ce e aici? Ce-i căsuța asta aici? Stai așa că sunt puțin confuz așa. What? Ce asta? E căsuța purcelușilor? Ce aici? Lol, aici e căbănuță. Mamă, și aveți animale random prin grădină. Să mai stau așa vara la liniște. Bă, nu pot să cred. Bă, niciodată nu mi-ai spus că bunicii tăi sunt gen bogați, efectiv. Avem și bărcuță. Ia uite, bă, și bărcuță în aia de jucărie. Bă, du-te, bă, că tu... Nu pot să cred, Ana, că tu ai toate chestiile astea. Asta e loc de joacă cu totul, lol. Mamă, lol, acum am realizat că aici e din ăsta așa, astea joci și de-astea. Wow, și bară din aia. Vrei să vezi papagalii? Ai papagalii! Bă, cât de tare e locul ăsta, vreau să ne mutăm aici, gen, mereu. Efectiv să... Mamă, uite din ăștia! Oh my god, uite, Ana, din ăștia e puraș. Ia, uite, bă, și ce? Unde sunt papagalii? Da, uite ce drăguți sunt. Aia și papagali, frate. Bă, tu ai de toate aici, eu n-am văzut așa ceva. Stai să mai bag unde ăsta, că-mi place rău de tot. Deci să-i spui bunicii tale că-mi plac rău fursecurile sau bunicului tău, nu știu cine le face. Uite papagalii! Lol, bă, nu cred așa ceva. Ce drăguți sunt. Bana, deci chiar e prea tare locul ăsta, n-ai ce spune, uite-te și tu, uite căței și trăiesc cu găini, mamă, uite, am un nou, pot să-l iau, sunt cu ei aici, a intrat la papagali, vreau și la papagali, ia uite bă, aia mă, eu am furat un nou, să știi, de la găini, nu știu tine, dar pe ăsta-l iau acasă și-l fac omletă, că sunt astea, ia să le culegi chiar, că sunt astea de țară, proaspete, știi cum se spune, astea sunt cele mai bune, nu mai sunt ouă, ai mai luat și tu, da, hai lasă că facem o omletă acasă, gen. Mamă, ce șmecher, Ana, și aici toată... Aici poți să noți, gen așa de nebun? Mamă, e și barcă! Lol, no, n-ai cum, bă, casa asta e altceva, Ana. Efectiv, asta e, stai așa că vreau să mă arunc de pe stâncă de aici. Deci ține, prinde-mă, Ana, dacă poți. Prinde-mă în barcă, ești pregătită? Hai, 3, 2, 1 și... Da, hai că ai venit să mă prinzi dacă e ceva, ai stat pe loc. Doamne. Bă, așa, prieten, cara, nu-ți mai trebuie dușman nici nebun. Oh my god, ce tare e locul ăsta, Ana. Mama, aici cred că nu mai suntem acasă, nu?
Cred că deja să rămână tanti scuze. Ok, hai să mergem înapoi acasă la vecini. Doamne. Bă, ce tare e locul ăsta, Ana. Chiar e mișto la bunicii tăi, n-am ce spune. Și bă, sper să trăiască mult, sincer, că sunt chiar niște drăguți și chiar e foarte mișto aici la ei. Să mai venim în vizită, să-i prindem cu bine, dar cred că deja s-a făcut cam târziu. Nu crezi că ar trebui să mergem și noi spre casă? Ia ce e aici? Măi, ce tot la tine? Locul ăsta? Cu grătar? Mă, ce? What? Stai, asta e cabana unde am fost mai devreme? Aaa, lol, e casa de... Bă, stai mă, aici am fost mai devreme, nu? Da, e cabana. Lol, și... Mamă, nu cred, bro. Bă, deci nu pot să cred câte chestii aici, Ana, no. Deci e oficial cea mai șmecheră casă pe care am văzut-o eu vreodată. Deci, no, n-am cuvinte efectiv, Ana. Eu zic să mergem să le spunem papa bunicilor tăi, pentru că deja s-a făcut... Mamă, ce tare locul ăsta. S-a făcut cam târziu, uite, peștile. Ok, aici stăm toți. Mamă, chiar a fost tare să-mi arăți așa cam unde ai copilărit tu. Și nu pot să cred că ai copilărit în așa casă de bogați. Dar ok. Și da, cred că ar fi cazul să le spunem totuși bunicilor tăi că... Mamă, basket, asta de basket. Că noi trebuie... Mamă, dubița asta e a... Ana? Dubița asta e a bunicilor tăi? Nu pot să cred. Și scuterul ăsta? Cu asta plecăm în vacanțe? Crezi că mă lasă să o conduc un pic? Că vreau și să văd cum se simte. Gen doar puțin... Mamă, și bicicletă! Mamă, ce tare! Crezi că se supără pe mine dacă o conduc și eu puțin? Gen puțin, puțin rău de tot? Crezi că se supără? Haide, mamă, să ne plimbăm. Hai, vreau și eu să mă plimb cu asta. Doamne, ce tare, bă, sper să nu se supere pe mine. Ia vezi, poți să intri și tu în asta? Hai, vină și tu aici mai bine. Urcă și tu cu mine. Hai bă, lasă aia, hai aici cu mine. Hai, uite, mergem în excursia la. Let's go, ce tare. Mamă, ia să vedem ăsta. Noi nici nu mai știu unde am parcat mașina noastră. Ia să vedem aici cartierul, așa, uite vecinii. Ia uite bă, vecinii, wow, ce tare. Vezi că și eu case mișto. N-am ce spune, mamă, să uităm stânga-dreapta la pieton, că aici văd că sunt treceri destul de des. Bă, deci chiar e un orășel foarte drăguț ăsta aici, chiar dacă e mai așa, mai la țară, e super dezvoltat și super mișto, ești nebun. Deci chiar n-am ce spune, e frumos. Doamne, deci chiar e tare rău de tot, ești nebun. Și relaxant, așa, nu, trebuie să mai venim aici 100%. No, ok, hai să lăsăm asta, eu zic să lăsăm asta totuși bunicilor tăi acolo în gara... Mamă, trebuie să dau toată tură până ajungem acolo. Hai că mai ajungem vreodată. Și să le spunem și noi, papa, că cam am o întâlnire cu cineva. Vrea să facă cineva o investiție în restaurant. Deci am niște afaceri de făcut astăzi, Ana, că aș mai fi stat, sincer. E, nu pot să zic mai multe, dar vrea cineva să cumpere o parte, gen să investească, să mai deschidem un etaj la restaurant. Da, un fel de colaborare, dar să vedem acum, să vedem dacă e de treabă și dacă e ok. Dar hai să mergem acum la bunicii tăi să vedem ce zic și ei. Mă bucur că v-am revăzut, sunteți tare rău de tot, vă iubesc. Auzi cum le zice Ana că sunt tare rău de tot, așa le zice la bunici. Mie mi-a făcut plăcere și chiar sunteți niște bunici foarte, foarte de treabă și... să ne revedem cu bine. Ne-a făcut plăcere, Luca, ești un tânăr deosebit. Auzi ce mi-a spus Ana, sunt un tânăr deosebit. Mult spor în viață și noroc. Să mai veniți pe la noi? Da, o să mai venim cu siguranță. Pa, pa, ne mai vedem. Ok, hai să mergem. Pa, pa. Bă, ce faci, mă, Ana, acolo? Vino cu pace, hai. Vă lăsăm ușa deschisă, o încuiați voi, dar nu prea știu, hai să mergem. Ok, Doamne, ok. Crezi că mă plac? Ce părere ai? Crezi că m-au plăcut? Da? Ești sigură? 100%? Bă, nu știu ce să zic, Ana, că păreau așa, adică nu prea au avut chef să stea cu noi, adică așa sunt ei de obicei, altfel îmi spuneau, am văzut că au stat acolo pe canapea, am zis că poate stăteau și cu noi, așa fac mereu. Ok, hai acasă, că nu mai pot, că vreau să mă uit la serial, eu trebuie să mă duc să fac un duș, să mă întâlnesc cu ăla, dar unde am lăsat mașina, că nu mai știu. Doamne, ce bine e să fii acasă după atâta timp, fără stat acasă, ce faci, bă? Nu pot să... Ana, tu strângi după el. A făcut iar pe covor. E câinele tău. Nu mă interesează. Treci și strânge. Hai, e câinele tău. Uite, du-te acolo. Te așteaptă. No. Eu am niște treabă. Hai, te descurci. Pa, Ana. Am o întâlnire de afaceri. Te descurci. Tu ai vreo câine. Pa.